Cei care ne urmăriți de mult timp știți foarte bine că emisiunea noastră este presărată cu mici momente de informație, pentru că ne dorim să vă ținem la curent cu ceea ce se întâmplă, motiv pentru care vă invit să mai aflați câte ceva de la noi în această dimineață, pentru că urmează o serie de știri pe care vă invit să le aflați chiar acum. Aproximativ 15 milioane de copii din toată lumea se nasc înainte de termen. În România, la 30 de minute se naște un prematur cu probleme neurologice, motorii sau neuromotorii. Din 20.000 de copii născuți prematur, anual, jumătate din ei pierd lupta cu moartea. 4 din 10 gravide adolescente nasc prematur. 6 din 10 nu accesează serviciile medicale de monitorizare a sarcinii. 22% din nașterile spontane la aceste paciente apar înainte de termen și doar ca vârstă reprezintă un factor de risc și nu pot fi găsite alte cauze de naștere prematură. Da, din păcate suntem campioni. Perioada pandemiei a reprezentat o provocare atât pentru medicii obstetricieni, cât și pentru medicii neonatologi. Cea mai lungă durată de spitalizare în secțiile de terapie intensivă nou-născuți a maternității din cadrul Spitalului Universitar de Urgență București a fost de 6 luni, un bebeluș de 500 de grame care a necesitat multe intervenții medicale. Aici, în anul pandemiei, numărul nașterilor premature au crescut. În anul 2021, numărul de nașteri a fost de 1940 până pe data de 15 noiembrie, numărul total de nașteri prematuri 265, se remarcă o ușoară creștere de 13,6%, incidența clar a infecției SARS-CoV-2 s-a mărit, a fost de 4 ori mai mare. Bebelușii prematuri sau îndelung spitalizați au nevoie de monitorizare și evaluare medicală și după externare, în fiecare etapă de dezvoltare. Se recomandă ca bebelușul să fie examinat periodic de către medicul neonatolog sau pediatru. În această lume modificată de pandemie, nu trebuie să separăm nou-născuții de părinți, trebuie să le asigurăm acea căldură sufletească, pentru că poate mai mult decât un nou-născut normal, prematurul are un risc adițional crescut de a avea și această suferință emoțională. În România, anual, mii de copii născuți prematur rămân în afara sistemului medical și nu primesc îngrijirea neonatală necesară. România dispune de 20 de maternități cu dotare performantă, dintre care 7 sunt amplasate în București, unde secțiile de terapie neonatală sunt aglomerate. Munții Făgăraș au devenit platou de filmare pentru o peliculă de la Hollywood. Americanii au fost fermecați de plaiurile mioritice aflate în inima munților. Astfel că doi actori celebri de la Hollywood, Willem Dafoe și Emily Watson, au dat startul în aceste zile la scenele din filmul Legenda lui Ochi. Filmul urmărește povestea unei tinere, Zengel, care fuge de acasă și învață să comunice cu o specie de animale cunoscută sub numele de Ochi. Cabana de vânătoare a lui Nicolae Ceaușescu de la Bâlea Lac a fost închiriată în totalitate și transformată în platou de filmare. Zona este situată la o altitudine de peste 2000 de metri în munții Făgăraș și de-a lungul timpului acolo au fost turnate mai multe scene de film și reclame. S-a dus vestea că România are femei frumoase și iată că vin străinii să filmeze la noi și nu spun întâmplător acest lucru pentru că v-am promis înainte de publicitate că vom cunoaște o artistă deosebită. Beatrice Dragnea este numele, este alături de noi în această dimineață. Bună dimineața, bine ai venit! Bună dimineața și bine te-am găsit! Mulțumesc din suflet pentru invitație! Și noi îți mulțumim că ne-ai trecut pragul în această dimineață să ne bucuri cu noua ta melodie. Da. Ea știe, ce nume știe? Piesa ea știe, ea știe de toate, exact cum spune piesa. Ea știe să iubească, ea știe să vorbească, ea știe să se comporte, dar cum ea știe de toate, automat și el știe de toate. Unul fără altul nu merge. Piesa este în colaborare cu Ralph Lowe, care din păcate nu a putut veni astăzi, am venit eu să o prezint. Este vorba despre o poveste de dragoste expusă pe note. Iar noi suntem naratorii acestei povești. Mi se pare o combinație foarte echilibrată. Că și ea știe și el știe și împreună exact. Sunt acel power couple exact. Pe care... Egalitatea dintre sexe, din punctul meu de vedere. Reușești să vezi în realitate materializată această relație ideală în care amândoi sunt la fel de puternici, acel power couple exact. Pe care îl tot vedem pe social exact. Media? Într-o relație, consider că sunt momente grele. Și ca să poți echilibra și să
fii pe drumul cel bun, clar, atunci când celălalt are momente proaste, tu trebuie să-l sprijini și să fii acolo lângă el. Și invers este exact la fel. Dacă la greu te dai la o parte, clar, nu poate fi o relație perfectă. Cum te-ai armonizat cu această melodie? Păi, cu Ralf lucrez de ceva timp la el în studio, la mai multe piese și încă colaborăm. Este o piesă pe care o țin în sertar de 2 ani de zile și mi-a plăcut sincer de la prima audiție. O piesă extraordinară în care m-am regăsit și mi s-a părut un mesaj puternic pe care vreau să-l dau mai departe ascultătorilor. Cum a fost partea de producție, bucătăria internă pe care cei de acasă poate nu o cunosc atât de bine, sesiunile de înregistrare, la această piesă, nu? Textul era deja gata. Iar în rest, nu știu dacă pot să spun că am contribuit și eu cu ceva. Deci textul era gata, linia era gata, vreau să spun că într-o zi totul a fost gata. Deci, din punctul meu de vedere, a fost de undeva de sus, trimis special pentru noi doi să facem această piesă. Totul perfect. Hai să ascultăm și noi această melodie, să ne bucurăm și de videoclip și revenim să mai povestim. O ascultăm acum pe Beatrice și melodia sa alături de Ralf Loia Știe și revenim în platou imediat. Sunt foarte frumoase gândurile tale și cu asta aș vrea să rămânem pe final cu această bucurie provenită din lucruri simple și frumoase. Exact. Îți mulțumesc că ne-ai trecut pragul și te aștept cu drag de fiecare dată. Mulțumesc! O să vă mai răsfățăm cu ceva în această dimineață cu rețeta noastră vedetă de astăzi, o rețetă dulce, tort duo mus. Bun găsit, dragii mei! Ciocolată albă sau ciocolată cu lapte? Voi ce preferați? Eu cred că pe ambele. Dar Elena îmi va spune ce pregătim astăzi. Astăzi vă pregătim un tort absolut delicios. Este un tort cu blat de cacao foarte, foarte bine siropat. Așa. Vom avea fructe. Un mix de fructe de pădure congelate. Puteți spune și proaspete, dar acestea le-am găsit în perioada aceasta. Ciocolată, exact, cu ciocolată lapte. De mus de ciocolată cu lapte și mus de ciocolată albă. Ciocolata, da. Și fructele. Exact. Elena, îți mulțumesc încă o dată. Astăzi am avut parte de un moment dulce. Vi-l recomand și vouă
și îți mulțumesc cu mare drag. Iar noi ne revedem data viitoare cu o nouă rețetă. Poftă bună! Ca să putem să ardem aceste calorii, care cu siguranță se vor acumula grație acestei rețete, vă propun să plecăm într-o călătorie. Și facem acest lucru alături de Dea Ishi, este creator de conținut, are un canal de YouTube și ne poartă cu ea într-o călătorie interesantă în nordul Europei, poate acolo unde n-ați visat să ajungeți vreodată, în Stockholm. Bună și bine ați venit la prima mea tentativă de vlog de călătorie. Am decis să mergem la Stockholm pentru 3 zile, așa că v-am luat cu mine și am comprimat toate cele 3 zile și toate aventurile în 15 minute. Am ales să zburăm pentru că de la Malmö la Stockholm călătoria durează doar o oră și am vrut să vedem cam cum ar fi să începem această aventură în 3. Relevant de știut este că dacă vă hotărâți din timp, puteți rezerva bilete cu avionul care sunt chiar mai ieftine decât călătoria cu trenul. Ca în orice oraș mare, cel mai simplu de călătorit este cu metroul, ceea ce am ales și noi să facem. V-am lăsat prețurile pentru bilete pe ecran. Gamlastan, centrul vechi al Stockholmului, este una dintre cele mai vechi părți ale orașului, având clădiri ce datează din secolele 17 și 18 și sunt, după cum puteți vedea, foarte bine conservate. Ca și în centrul vechi de la București, bineînțeles că și aici puteți găsi o mulțime de magazine și restaurante. Și bineînțeles că nu ne-am putut abține să nu încercăm și aici chifteluțele suedeze. Toate străduțele din Gamlastan sunt acoperite cu piatră cubică, așa că personal nu vă recomand să vă încălțați în ceva ce are un toc foarte mare sau nu este comod. Iată un moment de maxim glamour și angajament al acestui vlog de călătorie. Această străduță și această cafenea, ce se numește literalmente sub castan, este unul dintre locurile foarte instagramabile din Stockholm. Am ajuns și în Stortorget sau Piața Mare din centrul vechi, unul dintre cele mai populare și iconice locuri. Cel mai probabil ați văzut clădirile acestea colorate pe multe cărți poștale sau pe magneți. Ne doream să vizităm Muzeul Nobel, care se află chiar în această piață, în vechea clădire a Bursei suedeze.
inaugurat în 2001, muzeul este unul relativ nou, ceea ce se poate vedea și dacă luăm în considerare multitudinea de tehnologii și platforme folosite pentru a crea o atmosferă cât mai plăcută pentru cei ce îl vizitează. Spre norocul și fericirea mea, am avut ocazia să văd și o expoziție ce prezenta diverse ținute pe care doamnele ce au mers la decernarea premiilor Nobel le-au purtat de-a lungul timpului. Vizitând acest muzeu, puteți afla informații interesante despre viața lui Alfred Nobel sau despre ce stă în spatele premiilor ce îi poartă numele, dar și detalii despre ceremonie, despre invitați, despre meniu, muzică și multe, multe altele. Important de știut, mai ales pentru părinți, este că în interiorul muzeului există și o încăpere dedicată copiilor în care aceștia se pot juca și experimenta cu diverse lucruri. Suntem în incinta celei mai vechi cofetării din Stockholm, înființată în 1785. Am ratat Palatul Regal Suedez, înființat în 1967, ce este și reședința principală a monarhilor Suediei, chiar dacă ei aleg propriu-zis să locuiască aici de prea puține ori. Cam atât de înalte sunt oglinzile în palat. Bună!
reprezentare artistică a unui moment pe care majoritatea mamelor îl cunosc foarte bine. Am luat feribotul și am mers pe una dintre celelalte insule ale arhipelagului, la muzeul ABBA. Pe aceeași insulă cu muzeul trupei ABBA se află și Gronalund, un parc de distracție inaugurat în 1883. Muzeul, deschis pentru public în 2013, a fost cea mai interactivă experiență de acest tip a excursiei noastre. Aici poți să cânți, să testezi abilitățile de producător, pe cele de dansator sau să-ți faci fotografii trăznite. Partea mai puțin plăcută pentru noi a fost că nu am putut filma mare lucru, întrucât la un moment dat am fost înștiințați că nu se pot face decât fotografii. Bineînțeles că nu lipsesc exponate din filmul Mamma Mia, de exemplu, costume ale trupei, premii câștigate și alte obiecte personale, toate ilustrând momente din povestea ABBA. Cam asta a fost, sper că v-a plăcut sau că v-am făcut curioși. Dacă ați ajuns până aici, vă mulțumesc, nu uitați de like și de subscribe, iar noi ne vedem data viitoare. V-am pupat, pa! Doamnelor și domnilor, este joi. Joia este ziua mea preferată, nu pentru că urmează vineri și weekendul, ci pentru că avem parte de rubrica Insta Fashion, rubrica mea de suflet, unde încercăm să vă oferim câteva sfaturi despre modă, cromatică, stil vestimentar, alături de designer renumiți. Și fiți pe frecvență, pentru că veți afla imediat cine ne ajută astăzi să susținem rubrica Insta Fashion. În această dimineață ne ajută prietenul nostru drag, Florin Burescu, designer vestimentar. Bună dimineața și bine ai revenit! Bună dimineața, bine v-am regăsit! Ce faci, măi, Florinaș, de la oraș? Unde ești? Uite, sunt în traficul acesta frumos al Bucureștiului. Nu am reușit să ajung până la voi. GPS-ul mi-arată că mai fac câteva minute și nu am vrut să ratez rubrica noastră preferată, pentru că pot spune că e și rubrica mea preferată. Și am zis că ne vedem dacă nu ne vedem fizic, ne vedem cel puțin prin video, dacă se poate. Ne bucurăm că ne ești alături și să știi că ești scuzat. Țin minte că a fost la un moment dat o paradă în București și că s-a blocat circulația și tu ai lăsat mașina, ai mers pe jos și ai ajuns la noi. Fuga, fuguța, ai făcut eforturi spectaculoase. Din păcate, acum sunt prea departe să las mașina și să vin pe jos. Dar nu e nicio problemă, văd destul de bine și prin această conexiune video. Așa că vedetele să fie pregătite. Păi să fie pregătite și eu cred că cea mai pregătită în dimineața asta este Alina Eremia. Cu ea debutăm azi. Are o ținută interesantă, eu așa zic, dar te las pe tine că știu, ești specialistul. Da, are o ținută interesantă. O ținută care, din punctul meu de vedere, o avantajează și așa o văd eu pe Alina Eremia. Nici de cum
altfel decât, adică ea la un moment dat explorează toate zonele și face foarte bine acest lucru ca să poată să-și dea seama exact unde e stilul ei, unde se regăsește. Aici o văd eu, așa o văd eu pe Alina, îmi place foarte mult, am văzut și eu fotografia pe rețelele de socializare și am dat inimioară acolo, pentru că, da, îmi place foarte mult, nuanța aceasta de cachi a pantalonilor se poartă foarte mult în sezonul rece, așa că doamnelor, domnișoarelor, domnilor, vă recomand cu mare drag. Știi ce am mai observat eu ceva la Alina, tot așa pe rețelele de socializare? Ea are un chelcheșoz așa pe care îl tot adoptă în ultima perioadă. Își leagă în jurul gleznei un șiret la pantalon. Uite, și acum în această imagine procedează la fel. Care-i trucul? De ce face acest lucru? Este un trend, într-adevăr, pe care îl vedem. Foarte multe domnișoare ia inclusiv sandăluța elegantă și o pun la astfel de pantalon, mai să lege acel jnur, să bareta sandalei să fie acolo. Cred eu că vrea în primul rând să fie în pas cu moda, să aducă ea noutatea, pentru că dacă mi-am ținut aminte, a fost printre primele vedete care au optat pentru această variantă. Dar în același timp să știi că subțiază foarte mult glezna. În general la pantalonii aceștia mai lărguți nu prea îți dai seama de forma adevărată a ciorului. Și atunci ea cred că ține să sublinieze acest aspect și nu face rău, pentru că știm cu toții glezna finuță la o doamnă este un punct foarte. Am și eu niște pantaloni lărguți în această dimineață, o să încerc și eu acest truc să vedem ce și cum. Dar sunt sigur că va sta bine. Îți mulțumesc, mergem către Andreea Mantea mai departe și avem două imagini cu ea. O să începem cu prima imagine, să-mi spui ce și cum. Am ales în mod deosebit două imagini cu ea pentru că eu cred că aici s-a îmbrăcat singură și în următoarea a fost ajutată de un stilist. Cu siguranță s-a îmbrăcat singură. În momentul cromatic nu este greșit. A combinat, nu, de fapt e greșit, că văd a treia nuanță deja de maro. Dacă ar fi combinat doar două nuanțe de maro, e ok. Deja la ea aici, dacă stau să mă uit și mai atent, o văd și pe a patra. Atenție mare, în momentul în care alegeți combinația bej-maro, o combinație foarte ușor de asortat cu orice, mergeți strict pe două nuanțe. La fel ca și la, nu știu, alb cu negru. Ok, ia alb cu negru, dar nu lua alb perlat cu alb, cu alb, nu știu de care, deci nu. Alegem două nuanțe și este foarte bine. Mie nu-mi place această fotografie, nu-mi place nicio piesă vestimentară din tot ceea ce văd aici. Nu păstrăm nimic, nici pantalonii, nu putem să-i refolosim. Mie nu-mi plac. Nu, mi se pare o nuanță, sau e posibil ca fotografia să fie photoshopată, să fie adăugată nuanță. Și atunci, de asta să nu-mi dau foarte bine seama și să spun că îi aruncăm. Cred că totuși am putea păstra ciocatele, dar mă mai gândesc. Eșarfa, putem să o păstrăm? Da, putem să o păstrăm și eșarfa. Dacă vrei tu neapărat, cred că e singura pe care o putem ține acolo în garderobă. În schimb, hăinuța e destul de urățică. Îți mulțumesc că am și eu una aproximativ la fel. Ești foarte simpatic în dimineața asta. Îmi pare rău. Bine, nu e chiar la fel, a mea e mai drăguță. A mea seamănă cu cea lui Tom Hardy. La blânurile acestea sintetice, eu sunt de acord cu ele, sunt de acord și cu blânurile naturale, dar să pară calitative. Chiar dacă ele nu sunt calitative, măcar să pară calitative. Hai să vedem pe Andreea Mantea în următoarea imagine, ca să înțelegem despre ce e vorba în momentul în care primești consilier. Așa da, este exact ținuta care mie îmi place cel mai mult. Te îmbraci în alb, în negru, în roșu, în ce vrei tu, integral, dar adaugi o pată de culoare și spargi toată monotonia aceea printr-un pardesiu, printr-o jachetă, printr-o geacă de piele, dar într-o nuanță puternică. Îmi place foarte mult ceea ce văd aici, îmi place inclusiv combinația între încălțăminte. Eu așa o văd, poate greșesc, dar mi se pare că încălțămintea nu e albă, e un bleu, țiel, așa, ceva de genul. Lucru care nu-mi displace, ba din contră, mi se pare un asortet drăguț între încălțăminte și jachetă. De fapt, e deja un paltonaj, nu mai e jachetă.
Da, rujul roșu care o scoate din anonimat, ei bine, aici, da. Ca să le dezvăluim celor de acasă cum am prins eu că este conciliată în acest context, ea, dacă observi pe gulerul paltonașului, are o lavalieră. Eu m-am gândit că ea este la filmări pentru un interviu, un moment în care, fiind în activitatea profesională, probabil a fost conciliată de cineva. Stilistul postului respectiv s-a ocupat. Da. Și a făcut simțită prezența. Sau mai există și varianta, să știi că am întâlnit foarte multe vedete, foarte multe artiști, care pur și simplu în momentul în care sunt în fața camerelor au o atenție sporită, studiază, pun cu atenție toate hainele și tot ce au. În momentul în care sunt la cumpărături, uită de lucrul acesta, lucru care nu e tocmai bun și eu îi cam taxez pentru acest aspect. Știi cum e? Eu știu că e greu, e foarte greu să stai cu timp la patru ani și aranjat. Dar în momentul în care îți asumi statutul de persoană publică, îți asumi toate consecințele acestui statut. M-aș uita la cele două ținute și aș putea să observ și cât de frumos se vede silueta Andrei în acest outfit față de celălalt unde era așa un pic cubică. Și gândește că e clar, noi aici o vedem pe un scaun, dar chiar arată plus că acești pantaloni dau o lungime a picioarelor, nu mai tai cum o tai acele ghetuțe. E o diferență de 180 de grade categoric. Hai să mergem mai departe către Dana Rogoz. Dan are un stil interesant, cumva se identifică așa în peisaj. Zim ce vezi. Da, Dana, din punctul meu de vedere, se îndreaptă ușor, ușor către vama vechi. Eu cred că ea își dorește foarte mult să rămână acolo. Nu știu de ce. Eu nu văd în astfel de ținute niciodată o femeie. În primul rând, ea nu are feminitate, ea nu are eleganță, ea nu are grație. Dana este o fată care emană feminitate în permanență, adică de când o știm din adolescență până acum, uite, când e mămică și arată foarte bine la corp, ea emană feminitate. Poate purta o rochie, poate purta... acum să nu mă înțelegeți, nu trebuie să purtați rochii când vă duceți să cumpărați mere. Dar haideți să nu luăm blugii soțului și nici geaca iubitului și nici eu știu ce mai văd aici. Adidas. Adică, da, și Adidas și par și aceia de la supermarket luate. Adică nu e tocmai ok, din păcate. Dar să sperăm că acum a devenit mămică și o să pună și ea mai mult accent pe partea asta. Sper. Mie îmi place hoodie-ul ei. I-aș păstra hanoracul de dedesubt, dar l-aș combina altfel, cu o fustă de piele, cu o pereche de botine, cu un dres negru. Da, ar merge cu o pereche de ciocate. Ai putea să faci ceva din el. În schimb, nu, eu nu mă dau în vânt după aceste outfit-uri cu hanorace, hoodie, fiecare le zice în felul lor, în felul lui, dar... eu nu văd o variantă ok pentru o fată. Hai să mergem către un băiat, să vedem Eduard Sanda cum se îmbracă. Ce zici? Măi, să știi că pe Edi îl știu de foarte mulți ani, știm. El are o evoluție foarte frumoasă din punctul meu de vedere. Este ok. Nu știu acum dacă și faptul că știe să pozeze, are un posing foarte bun de fiecare dată, are unghiurile potrivite. Nu știu dacă ăsta este un plus sau nu, dar mie îmi place ce văd la Edi de fiecare dată pe rețelele de socializare. Adică e, din punctul meu de vedere, este ok, e corect din punct de vedere cromatic, stilistic, este ok, îmbrăcat. Acum știi cum e, fiecare o să zică, da, dar știi, când ești prea slăbut, nu-ți mai lua hâinutele largi, când ești prea nu știu cum. Nu, dacă pe el reprezintă acest stil, o poate face foarte, foarte bine că știe să-l poartă. Mie mi se pare că a ales bine să poarte ceva mai lărguț. Și mie mi se pare la fel. Mie nu-mi plac mai ales atunci când nu ai formele definite ale corpului și brațele sunt subțiri, să iei ceva mulat, mi se pare mult prea greșit. Dar trebuie să știi că și aceste hăinuțe să le porți așa cum trebuie. Hai să migrăm către Ina. Ina nu e la fel niciodată. Ina ne surprinde cu fiecare ținută, da, pe care o poartă. Da, este un cameleon, așa, și am văzut-o în foarte multe ipostaze, am văzut-o
În multe în care mi-a plăcut, în mai multe în care nu mi-a plăcut, dar este oarecum o fashionistă adevărată. Adică e acolo unde trebuie. Acum știi cum este. În momentul în care eu spun am văzut o situație în care nu mi-a plăcut, eu nu spun că n-a fost corect din punct de vedere vestimentar. N-a fost stilul meu, n-aș fi văzut-o eu pe Ina purtând așa ceva și ducem discuția în o altă direcție. Dar Ina poate purta aproape orice. Chiar dacă n-are ea înălțimea pe care și-o doresc toate, chiar dacă nu știu, o vedem noi cântând doar un anumit stil și atunci n-ai vedea o jeep, spre exemplu, e bine, mă spun eu, Ina chiar poate purta orice. Inclusiv pantalon de fâși. Am înțeles că sunt din nou la modă. O să fie o nebunie cu ei, un pic, lasă așa, le mai dau câteva luni, dar vedem o isterie de asta de fâși peste tot, o fâșială de aia urâtă pe stradă, știi că oamenii nu fac diferența între Ina care coboară din hotel, urcă în mașină, coboară, face două poze, urcă iar în mașină și așa. Oamenii se urcă în metro, în pantalon de fâși roz bombon și cu geantă verde. Aici e greșeala pe care o fac românii noștri. Ne uităm la artiști, e normal să-i apreciem, dar hai să vedem în ce context poartă ei acele hăinuțe. Deci când ne asumăm autenticitate, să fim atenți și la stilul nostru de viață, nu așa am văzut-o pe Ina. Foarte atenți, foarte atenți, pentru că dai seama ce ar însemna ca eu să ies, să vin la tine acum la 11 dimineața în ținuta de show pe care o am, nu știu, când merg la Milan Fashion. Adică n-ai cum, e o chestie logică, dar mai avem mult până ne ducăm în sensul ăsta. Important este că mie îmi place ce văd la Ina, ți-am zis, nu este stilul meu, eu n-aș fi văzut-o așa, eu văd totuși totul altfel pe Ina. Dar nu spun că e greșit, din punct de vedere cromatic este perfect, din punct de vedere al materialelor alese la piesele vestimentare este corect. Nu am ce să-i spun, și e frumoasă, când ești frumoasă știi, parcă cobor mai greu ochii, adică eu am rămas așa la ea, o văd cât de frumoasă, încât cobor mai greu ochii. Să văd micile defecte din punct de vedere vestimentar. Cu toate că nu sunt defecte, cum să spun, ca la carte, dacă vrei așa. Sunt, din punctul meu de vedere, sunt ținute care ea nu ar avea de pe telefon. Hai să îl vedem și pe Mihai Morar în această dimineață. Mie îmi place stilul lui vestimentar. Tu ce zici? Mai s-a schimbat foarte mult Mihai, foarte, foarte mult și s-a schimbat în bine. Aici este o fotografie de toamnă, iar omul este un, cum să zic, un profesionist și respectă tot ceea ce postează, tot ceea ce muncește, iar lucrul acesta se vede. Mai suntem toamnă, e toamnă, lăsăm gleznele goale pentru la vară, ne luăm frumos bocăncei. Nu mai este atât de caldă, deci nu trebuie să-mi dau jos gecuța, să rămân doar în budită, să fac eu poze că te pune pe Instagram. Nu, așa mă frac, așa. Iar eu pot să nu mai așa pe toată ziua, pe care el o adoptă zi de zi și este foarte, foarte bună. În plus că, datorită acest sport pe care îl face, arată din ce în ce mai bine și pentru asta respect pentru maxim. Hai să mai vedem o prezență masculină în această dimineață pe Nosfe. Îl tot țin așa la sertar pe Nosfe. Nosfe este în timpul unui concert. Te-ai uitat la primirea mea, da? Și ți-ai dat seama că nu știu cine e. Nosfe este unul dintre băieții din Șatra Benz. Da. Cântă muzică trap. A fost la noi în platou de mai multe ori. E un super băiat. El e în elementul lui. El așa se îmbracă pe stradă, așa se îmbracă pe scenă, așa se îmbracă. Fix așa. La noi în platou a venit cu o geacă mare, așa umflată de iarnă și l-a întrebat colegele și rămâi cu geaca în platou? Și a zis da. Da. Și a intrat. Adică nu. Se vede clar, ăsta este stilul lui. Îl poartă de când se trezește până merge la somn. Nu e o problemă, e un stil frumos, e un stil foarte greu de purtat. Atitudinea face tot în acest stil, pentru că dacă luăm piesele separate, le poate purta oricine, doar că pe nimeni nu va sta la fel cum stau pe el. Ce să zic, nu e greșit. Este exact tema, adică el e îmbrăcat exact ceea ce spune. El își transmite muzica și prin apariția aceasta.
Apreciez foarte mult că, uite, am mers pe scenă, n-a uitat nici de ochelari, nici de accesorii, adică nu, nu pleacă fără să se întoarcă de trei ori la oglindă, chiar dacă așa pare, știi, toată lumea zice, ai, vreau să-mi trebuie pe tine. Ei, nu e chiar așa, e destul de studiată și ținuta lui și sunt fericit pentru lucrul acesta și pentru că își păstrează autenticitatea non-stop. Aș vrea să și încoronăm pe cineva în dimineața asta, repede, repejor, așa pe final. Care a fost ținuta care ți-a plăcut cel mai mult? Eu l-aș felicita pe Mihai Morar. Ok. Și aș taxa-o, dar în același timp aș aprecia-o pe Andreea Mandea. M-am gândit și eu. Aș taxa-o pentru că uită un piculeț de statutul pe care îl are în momentul în care e în timpul ei liber. Și aș felicita-o pentru apariția ei în public. Îți mulțumim, Florin, că ne-ai ajutat în această dimineață și ca un adevărat profesionist ai pus mașina pe avarii și ai intrat în direct alături de noi. Te aștept și în platou cu proxima ocazie și îți doresc să ai parte de o zi minunată. Minunat sunteți voi, o zi minunată să avem cu toți. Mulțumim tare mult, Florin. Mai departe, să știți că urmează finalul matinalului, dar până acolo mai avem un mic popas în platoul de știri, acolo unde ne întâlnim cu frumoasa mea colegă Iulia Bălușă. Bună dimineața, Iulia! Bună, Georgia! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Astăzi am primit o lovitură dură pentru medici în prag de sărbători. Ministrul Sănătății a declarat că nu are bani pentru a plăti cadrele medicale în luna decembrie. Cum s-a ajuns în această situație, vă spun în câteva momente. Și experții auto au explicat cum au reușit șoferii teribiliști să păcălească pilotul automat. Mai multe detalii la jurnal, iar Europa revine din nou la restricții, iar un nou lockdown pare să fie doar pentru cei nevaccinați. Autoritățile vor lua măsuri dure în privința evenimentelor care sunt țările vizate. Aflați imediat la jurnalul orei 12. Mulțumim tare mult, Iulia, pentru aceste informații. Cu Iulia vă revedeți în câteva momente la fix și dacă tot am avut pe final rubrica Insta Fashion, am învățat și eu câte ceva în cadrul acestei rubrici. De exemplu, Iulia a avut o culoare foarte frumoasă în partea de sus, care i-a complimentat foarte frumos ochii și a pus în evidență culoarea părului. Am învățat multe lucruri, sunt convinsă că și voi ați învățat alături de noi. Mulțumesc, ca să rămânem în zona stilistică, mulțumesc Cactus The Brand pentru ținuta pe care am îmbrăcat-o astăzi și vă mulțumesc vouă că sunteți alături de noi și vă aștept și mâine dimineață de la ora 9 fix să vă alăturați matinalului pentru doza zilnică de energie bună de care aveți nevoie, pentru sfaturi, pentru discuții interesante și pe această cale vă doresc de asemenea să aveți o zi minunată. Să ne revedem cu bine mâine!